cineva, Marius, nu? Și fratele meu ceva, o, Doamne, iartă-mă. Iubiții mei, frați și surori, mulțumim Domnului că avem harul și binecuvântarea să fim înaintea Domnului. Slăvit să fie Domnul. Cât despre mine, eu n-am niciun îndemn ca om pe pământul acesta, dar îndemnul care îl avem, îl avem prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. M-am gândit la un îndemn și mintea mea a mers undeva în altă parte, dar venind către locul acesta, mi s-a schimbat gândirea și traiectoria gândurilor mele. Și aș vrea să încep cu câteva, prin îngăduința dumneavoastră, prin câteva cuvinte din Cuvântul Domnului, și aș vrea să le citesc de la sfârșit către început. Spune Cuvântul Domnului în Apocalipsa, pentru că suntem la timpul de rugăciune, Domnul ne îndeamnă așa și spune, Apocalipsa, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinători la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește minciună, slăvit să fie Domnul. Afară, dar afară unde, dragii mei, frați și surori? Afară de ușile acestea? Cred că ne arată Cuvântul lui Dumnezeu că în poporul lui Dumnezeu sunt oameni care în timpul călătoriei noastre pe acest pământ n-au reușit să-și perfecționeze viața, să-și o aducă într-o rânduială după Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dar eu am această nădejde că dumneavoastră, nu sunteți din, și eu personal, nu fac și nu facem parte din această categorie de oameni. Slăvit să fie Domnul, amin. Spune așa, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și noi astăzi, dragii mei, am venit să ne spălăm hainele, unde? Prin sângele Domnului Iisus Hristos. Să avem pace, să avem intrare în împărăția Domnului, amin. Cuvântul Domnului îmi aduc aminte prima dată când am pășit în casa de rugăciune a lui Dumnezeu, personal, a făcut o schimbare în viața mea. Stau și mă întreb și mă uit cu uimire la oamenii și la frații care, în special la frații englezi, care ei se autodenumesc born again sau născuți din nou. Îl întreb sau ne întrebăm unii pe alții, ești creștin? Da, sunt creștin. Ce fel de creștin ești? Păi știi, eu sunt born again. Da, serios? Oh, păi atunci dacă ești born again, de unde ești born again? Sau cum ești tu născut din Dumnezeu? Când ți-ai pus pe cap sau te-ai îmbrăcat cu anumite haine care nu-ți fac cinstea de fiu de Dumnezeu? O, zice, ăsta nu intra tu aici, că aici te faci judecător. Oare așa să fie, dragul meu, frate și soră? Așa să fie. Odată ce ne-am întâlnit cu Cuvântul Domnului, odată ce ne-am întâlnit cu Iisus, ce-a făcut Domnul Iisus în viața noastră? O transformare, slăvit să fie Domnul, nu? Și se vede în mine și se vede în tine. Se vede în tine că astăzi ești în casa de rugăciune și ai biruit, slăvit să fie Domnul. Mergem mai departe cu îndemnul. Zice, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvare, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cel ce va birui, va moșteni, zice, aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Ce trebuie să biruim noi, dragul meu, frate și soră? Foarte simplu. Lucrurile din lume. Aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le arată. Noi spunem amin, nu? Și ne întoarcem acasă, nu? Cu o schimbare, cu o viață nouă. Domnul să ne ajute. Dacă astăzi am venit la adunare, da? Să ne întâlnim cu Domnul Iisus, ne întâlnim cu frații, cu surorile, unii cu alții. Și spunem, o, Doamne, n-am știut că lucrul ăsta sau viața aceasta firească sau anumite lucruri firești
mă pot duce neazul cu foc. Dar de azi înainte vreau ca viața mea să fie o viață sfântă, după cum tu ești sfânt, ne arată cuvântul Domnului. Spune-mi amin, nu? Slăvit să fie Domnul. Mă bucur de lucrul ăsta că sunteți de acord cu cuvântul Domnului. Pentru că suntem la îndemnul de rugăciune și nu vreau să aduc nimic de la mine, ci totul să vină din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus Hristos. Mergem mai departe cu cuvântul Domnului și spune undeva, tot în Apocalipsa, spune un cuvânt minunat și, de exemplu, la întâmplare, luăm așa, Apocalipsa, capitolul 3, da? Cu versetul 5 și 6, spune cuvântul Domnului, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, slăvit să fie Domnul. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerului. Și un cuvânt minunat care întotdeauna îmi stă în minte, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cine are urechi să asculte? Pardon. Mă bucur că ați spus acest microfon, nu văd boxele, boxele sunt în stânga și în dreapta. Dumnezeu o da să răsune și mai mult rezonanța cuvintelor noastre, cuvântului Lui, care spune așa, cine are urechi, ce să facă? Să-și le astupe, nu? Să n-audă cuvântul Domnului, să nu-L transforme, să nu-L pună în practică, nu? Așa spune cuvântul Domnului. Nu spune așa, frate și soră, nu? Să ne deschidem urechile. Cine are urechi, să asculte. Domnul să ne ajute. Amin. Mergem mai departe cu îndemnul care, zicem așa, în Petru, capitolul 2, epistolul, capitolul 3. Zice, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă, ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Trebuie să fie Domnul, nu? De câte ori vin frații la adunare, probabil fratele păstor sau frații din comitet, zice, mă, iar trebuie să aduc la cunoștința fraților anumite învățături, anumite înștiințări, mi-e și groază să spun aceleași lucruri, mă, frate, nu-i îngăduit să faci, odată un frate mă întreabă, frate, dar e îngăduit să fac, să trăiesc într-o anumită lucrare sau rânduială? Cuvântul Domnului, fă ce vrei, alege, fă ce vrei, numai dacă în această lucrare te va însoți Duhul Sfânt, atunci slăvit să fie Domnul. Dar dacă nu te însoțește Duhul Sfânt în trăirea și în lucrarea pe care tu o faci, sorry, cum zic englezii, suntem oameni pierduți. În umblarea noastră în lumea aceasta, neapărat trebuie să ne însoțească cine? Duhul Sfânt și trăirea în Cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, care face o schimbare și o noire în mine. Și eu, tu vezi în mine o noire și o schimbare și o trăire și eu văd în tine o noire și o schimbare. Și când ne găsim pe stradă, da, unii cu alții, nu întoarcem capul și ne fofilăm, sau cum spune un cuvânt așa, unul pe lângă altul, sau ne face când ne vedem. De departe, zic, slăvit să fie Domnul, frate sau soră, nu? Ne salutăm, ne îmbrățișăm, avem părtășii unii cu alții, nu? Așa cum arată cuvântul Domnului și sângele lui Iisus Hristos ce face? Ne spală de orice păcat. Domnul să ne ajute. Slăvit să fie Domnul. Dacă îmi mai îngăduiți câteva lucruri, spune cuvântul Domnului așa. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capodocia, Asia și Bitinia. Și am spune azi îndemnul Duhului Sfânt. Zice Duhul Sfânt, eu Duhul Sfânt, către oamenii care sunt, către credincioșii care sunt, în Londra, în Spania, în Belgia și mai departe, în lumea întreagă, slăvit să fie Domnul, ne dă și îndemnuri. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite, slăvit să fie Domnul. La această lucrare suntem chemați ca harul și pacea lui Iisus Hristos să fie mulțite în inima noastră, în viața noastră. Prin cine? Prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Prin Duhul Sfânt, gloria lui Iisus.
Ați primit voi Duhul Sfânt când am crezut? O mână sus. Ați primit Duhul Sfânt? Am primit, cum să nu? Duhul Sfânt. Ce-a făcut Duhul Sfânt după aceea în viața noastră? O transformare, nu? O schimbare, o bucurie face Duhul Sfânt în viața noastră. Domnul să ne ajute. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou prin învierea Lui, iarăși spune aici, care ne-a născut din nou, după îndurarea sa cea mare, care ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru mine. Slăvit să fie Domn, nu? Pentru voi, pentru noi toți. Dumnezeu ne păstrează aceste lucruri minunate. O moștenire, dacă ce să facem? Dacă urechile noastre ascultă, dacă viața noastră se schimbă după cuvânt, nu? Dacă în viața noastră trăim prin cuvânt, dacă în viața noastră îi Duhul Sfânt, suntem plini de Duhul Sfânt și umblăm călăuzi de Duhul Sfânt, Dumnezeu ne păstrează această lucrare minunată, slăvit să fie Domnul. E foarte greu, dragii mei, frați și surori. Câteva zile în urmă, vreau să mărturisesc că în timp ce stăteam la masă, mi-am mușcat limba, nu vreau să vă arăt, foarte rău. Și e dureros când ai lucruri de genul ăsta, te lovești, mă rog, e dureros când trebuie să rupi din firea ta să dai la o parte. Măi, dar și chiar și la asta trebuie să o dau? E foarte dureros, dar nu pot. Și Domnul Iisus a venit și ne dă putere în aceste neputinți, ca să putem să rupem din firea noastră, chiar dacă e dureros și ni se pare câteodată foarte așa, nu știu cum, bizar. Bă, dar chiar așa trebuie să mă port cum, sau trebuie să fac lucrul ăsta cum arată cuvântul Domnului? Da, spune Domnul Iisus. Cine vrea să trăiască în Hristos, cum trebuie să trăiască? Ca și El, slăbit să fie Domnul. Vrem să trăim ca în Hristos? Amin. Domnul să ne umple de putere. Iubiții mei, frați și surori, ar continua cuvântul Domnului cu multe îndemnuri, dar dumneavoastră știu că sunteți cititori și împlinitori a cuvântului Domnului. Și lăsăm ca săptămâna care urmează, de exemplu, să stăm în post și rugăciune, nu? Împărtășim unii cu alții în îndemnuri sfinte, dacă sunt îndemnuri sfinte între noi, când un telefon, frate, soră, vin la un, ne întâlnim la o rugăciune, nu? Ne întâlnim la un studiu în cuvântul Domnului, nu? Și următoarea duminică ne vom întâlni plin de har, plin de bucurie, plin de cuvântul lui Dumnezeu, ne întâlnim iarăși la locul de închinare, dând slavă celui care a murit, a înviat și ne vrea acolo cu el. Slăviți să fie Domnul! Mergem în rugăciune, dragii mei, și după cum cuvântul Domnului ne-a îndemnat, să ne spălăm hainele în sângele Domnului Iisus Hristos, să avem parte cu El la o moștenire nestricăcioasă pe care El o păstrează pentru noi. Amin! Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.